Întreprinderile care consumă gaze naturale în procesul de producție vor primi compensații de la stat. Potrivit deciziei Comisiei Situații Excepționale a Guvernului, industria de panificație, morăritul, cultivarea legumelor în seră vor beneficia de mecanismul de compensări. Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a dat unele detalii pentru Moldova 1 la emisiunea Joi cu Liliana Barbăroșie. Decizia vine în contextul în care situația din regiune este incertă și se așteaptă creșterea inflației, inclusiv a prețurilor la energie. Ministrul Gaibu a estimat că în acest an, practic, nu se va exista creștere economică. Acest indicator se apropie de zero și va constitui 0,3%. Compensarea unor industrii critice pentru Republica Moldova și care sunt consumatoare de gaze naturale într-o proporție mare. Este vorba, în primul rând, de industria de panificație, de morărit, de creșterea păsărilor, porcinilor, de cultivarea legumelor, deci acele sere care, de asemenea, utilizează gaze naturale, respectiv, de asemenea, vor putea să aplice la această compensare.